Salutare, mi fain și bine v-am regăsit la un nou episod de FIFA 20 Pack Opening, premiile de la Division Rivals și Foot Champions și un Team of the Week absolut spanac, ceea ce înseamnă că o să pice de fiecare dată când există un Team of the Week, o să pice cel mai bun din Team of the Week, sau cel puțin așa s-a întâmplat până acum, adică o să-mi pice ăsta cel mai probabil și nu o să am ce să fac cu el și, na, Moș Crăciun și prietenii săi, cât costă așa de cură, oh, oh, am înțeles, 100.000, restul n-ar rost să ne mai uităm pentru că toți sunt niște desculți. Bun, nu uitați să vă abonați, un alt, da, avioane, mașini, tractoare, asta echipa în prezent, e Forță Intergalactică, ce avem aici și de acum pachet pe care l-am făcut, cred, la Shift Shifter din ăla Chip Chang Chong Challenge, să vedem, se poate să prind și un Shape Shifter, ok, nici măcar Borț, megapack-urile e bune, best, George, best, nu chiar. Când ai totul perfect. Asta e de fapt Andrei de bă, nu știu pe ce mai uit. Un gold pack. Să fie oare gold pack-ul acesta cu noroc? Bă, da. Stai mă, nu trebuie să fie un tradable. What the fuck? Ok, aparent e tradable, nu știu cum fie. Așa, bam. Vucevic. Am înțeles. Hai că-l punem la un 400. Salutare. Mă așteptam să fie așa ieftinache fiind totuși din Spania. Gold pack. Și aici se ascunde Mare Nazario. Sau nimic. Una din două. Bun. Icon din nou. Bă, dar numai când îmi dai ești bun pe jocul ăsta. Deja m-am săturat, frate. Tot icon după icon. Mai dă un spanac, frate. Ia. Să luăm pachetele de la Division Rival. N-am mai stat să fac rank 1. Nu prea merit, adică. Am făcut rank 1, am făcut rank 2. Tot aceleași primele am la dificată. Confirmianu. Măcar am rămas cu rang 2. Am făcut, nu știu, vreo 12.000 de puncte, ceva în genul. Două rare mega patch-uri. Alea, de la alea am așteptări. Din pachete 55.000. Astea cred că sunt, nu știu, 20.000, 25.000 ceva pe acolo. Și astea alte sunt pârliozaure direct. Lovim pârliozaurele. Se poate un shapeshifter din ăla slăbun. Slăbun, hai că am înțeles. Deci slăbun de acum înainte este un jucător care nu-i foarte bun, dar nu-i nici slab. Slăbun. Forț. Batshuayi cu siguranță nu e unul dintre acești slăbuni. Descălțați pe aici ușelea. Un măț. Măcar dacă nu ia un shadow ceva. Bun, până aici e Blanao. Hai, în mijloc. Se poate din mijloc să primim ceva Rachetosaurus Rex? Este bună, nu pot să cred așa ceva, haide! Este Borț! Dacă n-am primit la Borț în ultimele 4 săptămâni din țar capacele, să nebunesc. Este Moșu Basic. Not bad. Măcar 84, nu 83, știi? Adică, măcar atât. Bun. Polițaru. Arda Turan. Bă, măcar sunt câțiva jucători așa care au o ligă bună și o echipă bună. Apare un SBC, facem să fie bine. Asta de field, și arată fain echipamentul ăsta protocoliu. Bun. Forțacles. Din astea două n-are cum să mai dea ceva dacă nu a deja board. Îți dă board odată la 200 de pachete din astea slăbani. Ok, scârțarul Zaraurus. Și este chiar formidabilul, incredibilul, legendarul Vasile Martinez. Dacă există șansa să pice direct Player of the Month, era fain. Adică Player of the Month, Vasile Martinez, era o treabă. Ăla chiar a fost card de șumecher. Cum îl cheamă pe ăsta, mă? Hodea. Bine. Hungary. Amiens. Bun. Mergem mai departe. Ultimul pachetosaur. Să fie oare acesta. Să fie gen 1 slab 1 bun, 1 slab 1 bun. Nu. No. Nu este. Skip. Du-te acasă, nenea. Meyer. Ok, din nou o ligă cât e cât ok. Și am primit walkout. Asta e cât de fapt, să cred că a ajuns să fie ieftin, nu? A, ba, nu, totuși încă își păstrează pe da, deci e cât un walkout. Bun. Așa treabă, bă, ok. Nu e shadow-ul ăla de 20.000, dar totuși. L-am primit și pe Gary Potter.
Asta e un semn, gen, vezi că vine weekend league-ul, te atacă iar cu magii. E ok, frate, nu-i nicio problemă. Bun, și acum intrăm în pachet din alea mai de Doamne ajută, chică. Așa zice lumea, că bă, da, tu te aștept să-ți dea din pachete slabe ceva. Păi bine, dar din pachetele de 100.000 mi-a dat tot nimic. Din pachetele de 125.000 mi-a dat tot nimic. Care sunt pachetele alea bune, de fapt, dacă alea de 125.000 și de 100.000 sunt cu nimic? Trebuie să descoperim acest mister. Scârțar, bun. Hai că nu mă mai enervez când văd din astea. Lemn de foc pe aici. Abraham Lincoln și prietenii săi. Mă cred că... sau? Nu, no, nicio șansă, marș acasă. Dăzniu, oare remega pack-ul ăsta din mijlocul? Hai că le lăsăm pe final. Deci alea două împreună sunt pachete de 110.000. E bun ăsta, mă, hai mă, dă shapeshifter, shapeshifter. Da. Walkout! Ah, nu poți să fie Messi. Right winger, înțeles. Era aproape și gen ăsta, bla bla bla, right winger și după aia mi-am dat seama, bă, stai. Las-o așa. Ăsta are shapeshifter, Ionica. Băi, ok, da, deci, cum am zis. Măcar mi-a dat un din ăsta un walkout după atâta timp. Evident, când e walkout, pică ceva în genul ăsta, pică Di Maria, pică nu știu ce, șceșni și din alea. Dar totuși avem aici încă un icon, al doilea pe ziua de azi. Să nebunesc. Bun. Da, cum am zis, măcar a fost walkout. Deci, nu e rău. Și totuși nu era, cum am zis, nu știu dacă era pachet de vreo 20.000, 25.000 sau ceva în genul. Bun. Pachete de 55.000 în teorie, sau bine, așa m-aș aștepta eu, gen din 55.000, să faci un minim de 25.000. În resurse, minim, gen. Așa ar fi logic, adică măcar jumătate, dacă nu-ți dă ceva forță rău, măcar jumătate. Hai că e bun, hai mă, shift-shifter, hai. Sau nu, mor din nou, ei. Și este chiar, o, nana, de 85. Hai că nu-i rău, hai că nu-i rău. Nu-i nici formidabil, dar nu-i nici, nu pot să fie, că nu-i dat mă pe o nana, e frumos. Putea mult mai rău de atât. Plus că jucători din divizii bune, aș pe Kendamita, cât ar fi fost ăsta? Un 5K. Dacă s-aș adun tot ce pe aici, probabil că scoți, cum am zis, un 20.000. Plus 3 squad fitness-uri, not bad. Mai îți dă niște din astea care iar costă ceva. Paris Saint-Germain, uite, un 84. Pe care trebuie să-l quick sell-uiesc. Classic. Kitul lui Dortmund, pe care îl mai am. Toți, toți, toți. Și din păcate, toți. Chiar n-am chef să stau să mai fac un SBC, să nu știu ce. Ia să vedem. De ce am răgușit, este întrebarea. Am înțeles. Skip. Bun. Da, vineri. Uite, vezi, ăsta e genul de pachete care pur și simplu mă frustrează. Cum dintr-un pachet de 55.000 îți dă gherțoi de ăștia? Adică, pe bune, frate. Imaginați-vă că, no, gen, zic de pachetul de 55.000. Dar la mine pachetele de 100.000 de la Gold 1 arătau la fel ca ăsta. Adică, a, n-ai, frate. Stai, tragi acolo câteva ore, nimă cu Dacia ești nebun. Tragi câteva ore pentru Weekend League, pentru Division Rivals, ca să-ți dea jucători cu care chiar n-ai ce să faci. Aia e, Moș Crăciun și prietenii săi, nu te mai plânge, băi. Ce, nu-ți convine să muncești pe gratis sau cum adică? Ba da, cum să-mi place de mor. 2 mega patch-uri, un real player pack, 30.000 de biștar, 2 player pick-uri. Hai să vedem. Să fie oare aici sau aici. Data trecută, gen, când a fost Team of the Week, slab, mi-a dat cel mai bun jucător din Team of the Week. Ia să vedem. Se poate și de această dată? Hai că da. Stengs. Luăm direct. Nu ne interesează, oricum îi bag pe toți la red pick-uri din alea. Absolut toți jucătorii pe care o să-i primesc și nu o să-i utilizez, o să-i bag acolo, indiferent de rating, indiferent de orice. Și este Orellana. No, ăstea, da. Tot zicea lumea, gen, bă, vezi că la Gold 3 pachetele alea sunt fai de cap, nu sunt măsluite, bă, băiat. Numai de la 90 plus îți dă. Hai că dă, dacă e ceva. Dar oricum o să fac constant Gold 3. Numai în cazul în care îmi dă un drop așa din când în când, atunci testez jucător la Weekend League. De exemplu, dacă aș primi, să zicem, cine naiba ar fi bun din timp, nu. Uite, un Ribery, dacă îmi dă un Ribery, mă joc 30 de meciuri la Weekend League, nebunie. Numai ca să-l testez pe jucător. Dacă îmi dă tot gherțoi, gherțoi, bun, și Gold 3. Mega Pack, 35.000, pachetul. Ce să vezi, nici măcar bot.
Aia e, frate, aia e. Măcar e tradable, hai să vinem niște contracte, faci niște bani. Managher, două din alea, un engine. Sudani și toți prietenii lui. 1500, nu știu dacă ar costa mai mult, dar nu ne interesește. Avem bani oricum grămadă. Nu ducem lipsă de resurse. Bun, trei players back, hai că dăm la asta. Să scăpăm o dată, să terminăm și acest episod. Hai că stai bun, mă, e sclipicios. Hai, mă, în sfârșit, mă, bine, mă, în sfârșit, shapeshifter, mă, încace azi. Franța. Ce, a, Kanté. Nu cred, Kanté tradable. În sfârșit, mă, omule, după atâta și atâta timp, mă, omule, mă. Nu cred, mă, în sfârșit, mă, gata, mă duc să mă arunc pe gârlă, frate. S-a terminat. Bă, de capul meu, bă, cât timp am așteptat, mă, să primesc un jucător de 1 milion plus. Incredibil. Mamă, ce bine că nu mi-l-a dat din pachetele de la Division Rivals și mi-l-a dat de aici. Gold 3. Aparent, legendele erau adevărate. Legendele erau adevărate, bă, băiatule. Gold 3 plătește. Restul-ți dă muci. Cât-i? Ah. O scăzut prețul, erau 1 milion și ceva la un moment dat. Dar perfect, mulțumit, frate, este 800 și ceva de mii. O să mă uit și o să calculez, poate reușesc să fac Neymarul, dar m-aș mira. Dar 800 și ceva de mii, în sfârșit, bă, omule. Bă, a fost așa greu, domnii de la eSports. V-a durut când l-ați pus pe ăsta în pachet? V-a durut rău? Da? No, bine, no, ce spune, dacă v-a durut. Bun, nu știu dacă să-l vând acum sau să mai aștept. Oare o să crească prețul după ce iese din pachete? La asta mă gândesc și nu știu când iese din pachete. Oare azi iese din pachete sau mâine? Oricum, un card formidabil. Într-un fel m-aș fi bucurat să nu am Rio Ferdinand și Van Dijk ca să pot să-l integrez pe ăsta în echipă cu ceva scheme, dar n-are rost așa să fac artificii, dar cardul ăsta e, nu știu, mi se pare incredibil. Bine, nu să-l joci gen CB, să faci combinația aia că îl bagi pe ăsta CB și după aia bagi un, nu știu, un, de exemplu un Desai, îl pui din ăla CDM la mijloc acolo frumos și după aia în minutul 1 faci schimbul și intră Desai pe CB și ăsta intră pe CDM. Oricum, da, gol 3 aparent, da. Și încă o chestie pentru cei care poate vă întrebați. Voi vă gândiți, eu tot anul ăsta am luat numai right back, CB și CDM. Gen ca și picuri bune. Eu nu am mai primit și un Dybala care lăsăm așa. Dar nu, ca jucător bun, de așa am primit. Nu e rău ăsta, dar mă întreb acum. Oare ce francez mai era? Că știu că era Ribery și era ălaltă. Cum îl cheamă? Ben Yedder. Care putea să pice gen din Franța. Oare era un francez mai slab care putea să-l prinde cât ăsta? Că nu vine în minte chiar niciun francez. Oricum, lăsați un comentariu. Să-l păstrez, adică nu să-l păstrez, să-l păstrez gen până trece chestia asta cu shapeshifter sau să-l pun de vânzare, nu știu, mâine sau poimâine când începe weekend league-ul din astea. Că nu știu sigur dacă o să scadă sau o să crească preț. Oricum, 800 și de mii la nou. O să am undeva la 1 milion după ce mai vând ceva de pe la club și un alta. Cine știe, poate chiar pot să fac Neymar, dar m-aș mira. Îmi trebuia undeva la 1 milion și ceva. Și asta îmi trebuia 1 milion și ceva. Bine, dar că nu mai zic, am nici ce planul, dar nu vă zic ce planul. Lasă așa. Ok, Pablo Sarabia, nu l-am vândut pe ăsta tocmai acum. Sau mi se pare. Măi, sărăcia. Kovacic. No, așa da, frate, uite, vezi? Nu pot să mai zic acum, bă, ce nașpa a fost, că bă, pentru ce am tras, că nu știu ce, vezi? Eu plătit, bă, frate. Gândești, dacă ar fi chestia asta, măcar așa odată la, cât să zic, 2-3 săptămâni să-ți dea așa un drop de 7-800 de mii, că nu-i cine știe ce pentru eSports, adică 7-800 de mii pistol cu apă până dacă e până acolo. Oricum trebuie să stai să mai strângi o grămadă de biștari ca să faci un jucător sau ceva. Dar măcar ai o satisfacție așa, te simți bine și bă, am tras la weekend, m-am enervat un pic, dar aia a fost, măcar mi-a dat și mie ceva. Tu stai și stai și aștept și îți dă cărnați peste ochi. Nu-i frumos așa. Bun. În sfârșit, bă. Deci, nu știu, așa a fost ca o eliberare. Ca și atunci când scăpam de la ore mai repede. Să nebunesc. Pachete pe aici. Pachetele de 100 de mii, sigur că da, înseamnă că e pe final asta cu shapeshifteri. Și atunci s-ar băieții cu din astea. Astea unde scrie, nu scrie pe nicăieri. Da, deci până... Da, până mâine. Dar bă, oare nu bagă gen? Dar nu cred. Sau?
Mai bagi oare, dar nu cred că bagă doi, mai mult de două echipe, nu? Nu știu. Și nu cred că bagă după aia gen ambele echipe în pachete din nou. Nici nu mai știu cum a făcut cu ăilalți, cu... Cum n-ai bale de ce la ea, mă? Cu Future Stars. A fost prima echipă, după aia a fost a doua echipă și după aia a fost ambele echipe? Deodată nu mai știu. În fine, nu cred. Cam asta a fost pack opening-ul. În sfârșit am primit și eu ceva după extrem de multe luni. Chiar dacă din nou un jucător defensiv, măcar pot să-l vând, știi? Dacă era Andrei de bal, atunci chiar m-apucam de prins. Este fain de vizionare, să aveți o super faină în continuare. Salutare, salutare!